Pandemia COVID-19 a surprins prin amploarea sa și prin implicațiile majore avute asupra tuturor activităților la nivel global. Educația universitară a fost și ea afectată, impunându-se luarea unor măsuri care au transferat în mediul online toate activitățile care presupuneau interacțiuni fizice apropiate. S-au derulat în mediul virtual toate activitățile educaționale clasice de tip curs, seminar, laborator și proiect. S-au organizat toate examenele din sesiuni numai în regim online și s-au susținut toate examene de licență în același mod. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că Universitatea Maritimă dispunea, cu multă vreme înainte de declanșarea pandemiei, de o platformă integrată de educație online, platformă care combină toate tipurile de educație, de la cea complet online la cea în format blended learning. Pentru noi, profesorii universității și studenții acesteia, marea provocare nu a fost cea tehnică și de logistică, deși au fost și acestea destul de complicate, cât schimbarea de paradigmă la nivelul predării și transferului de cunoștință. Rezumând, din punct de vedere managerial și tehnologic am depășit greutățile impuse de pandemie, provocarea majoră constituind-o însă nevoia de adaptare la un nou stil de muncă și de viață. În perioadele de relaxare legală am derulat, cu respectarea tuturor normelor de precauție prevăzute de lege, activități didactice cu prezență fizică pentru a oferi competențele educaționale care au impus acest lucru. Dar o universitate derulează multe alte activități în completarea celor educaționale, activități de cercetare, inovare, formare și antreprenoriat. Astfel, s-a lansat platforma de conferințe și manifestări de specialitate maritimeconferences.online, cu ajutorul căreia s-au derulat o serie de conferințe internaționale transferate și ele în mediul virtual, precum The Future of Maritime Education Training in the Digital Era, manifestare internațională studențească regională cu participare numeroasă în zona Mării Negre, Peak for All, workshop tehnic pe teme de e-health, Smart City, Energy Management, Mobile Communications. Nu au fost neglijate nici activitățile studențești care, cu sprijinul universității, s-au regăsit în webinarul Maritime Coaching, Three Pillars for Well-being On and Offshore. A fost organizată și ediția a patra a Zilei Carierei Albastre, manifestare adresată de asemenea studenților și elevilor la nivel național. Tot în această perioadă de restricții sociale s-a derulat și cea de-a patra ediție a Conferinței de Securitate Cibernetică Maritimă, care a reunit specialiști de top din Europa și America. A crescut, în ciuda restricțiilor existente, eficiența colaborării pe teme științifice în ceea ce privește sursele de energie verde, management energetic, securitate cibernetică și securitate energetică, la oaltă cu participarea activă a universității noastre la diverse organisme europene sau nord-atlantice, precum și prin participarea noastră la Consiliul Național pentru Transformare Digitală. Din punctul nostru de vedere, cu un efort adecvat noilor realități, istoria, educația și dezvoltarea în Dobrogea nu numai că rezistă pe timpul pandemiei, dar și evoluează în ciuda tuturor restricțiilor.